Începe Olimpiada Națională a Sportului Școlar la Basket Fete. Evenimentul are loc în data de 14 februarie, cu începere de la ora 9.30 la sala de sport din Parcul Tineretului. Faza județeană este organizată ca de obicei la Reghin. Acest eveniment, care este cel mai important din cadrul competițiilor școlare, va avea loc mâine la noi la Reghin, începând din de la ora 9.30. Deci, este vorba, cum v-am obișnuit în fiecare an, despre Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Această olimpiadă, bineînțeles că are mai multe faze, dar de obicei faza cea mai importantă din județul nostru, și anume faza finală, faza județeană, se organizează la noi la Reghin. Este vorba de basket fete la nivel gimnazial. La faza județeană a Olimpiadei participă cele mai bune echipe de basket din cadrul gimnaziilor. Reghinenei sunt reprezentați de două echipe. La această importantă competiție iau parte cele mai bune echipe de basket din cadrul gimnaziilor, din cadrul județului Mureș și ca atare vom, și au anunțat prezența, cam vreo șase echipe, sperăm să vină toate, cele mai bune echipe la nivel de gimnaziu din uh, județul nostru. Este vorba de uh, gimnaziu Nicolae Bălcescu, este vorba de uh, colegiul Unirea. Bineînțeles, pentru uh, prima dată la noi în județ, sau mai bine zis la noi în Reghin, vom participa cu două echipe din orașul nostru. Ambele echipe va reprezenta uh, gimnaziu, sau mai bine zis școala gimnazială Alexandru Ceușianu. Rezultate frumoase a avut de-a lungul anilor alături de basketbaliste și echipa de băieți pentru faptul că probabil cei din Reghin cunosc faptul că noi am fost de, de rândul participanți la finalele acestei competiții, dar nu numai participanți pentru, din cauza faptului pentru că noi într-adevăr am fost de trei ori campioane naționale a acestei competiții, ceea ce normal ne-a făcut o mare cinste și o cinste deosebită și pentru orașul nostru, dar ceea ce este mai important că aceste locuri deosebit de importante și rezultatele deosebit de importante le-au obținut nu numai echipele de fete, cât și echipa de băieți. Ocupanții locului întâi a acestei etape a Olimpiadei vor reprezenta județul la faza zonală, care va avea loc în luna aprilie la Cluj-Napoca. Faza finală se va desfășura în județul Vâlcea, la Râmnicu-Vâlcea.